Despre Ava Diocli. Cuviosul Diocli, aflat la vârsta de 28 de ani, după ce a urmat cursurile de gramatică și filosofie, s-a lepădat de lume și s-a închis într-o peșteră unde a viețuit 35 de ani. Când l-am întâlnit, discutând cu el despre viețuirea sa, mi-a spus: când gândurile omului se vor depărta de la fapta cea bună, adică atunci când omul va înceta să se mai îngrijească de viața de după moarte, se va osândi pe sine și va cădea foarte ușor pradă patimilor rele, care transformă omul din ființă rațională în animal necuvântător. Printre cele mai rele patimi este patima mâniei, atât de plăcută diavolului. Atunci eu l-am întrebat: cum este cu putință să avem gândurile îndreptate întotdeauna spre cele cerești? Iar cuviosul mi-a spus: dacă omul este obișnuit cu faptele cele bune încă din copilărie, așa va fi toată viața sa. Despre Ava Capiton. Ava Capiton se sălășluia aproape de peștera cuviosului Diocli. Acesta fusese tâlhar, dar pocăindu-se s-a închis 50 de ani într-o peșteră, de unde nu a mai ieșit nici măcar să se răcorească în apa Nilului, care era foarte aproape. Odată cuviosul Capiton a fost întrebat: Ava, de ce nu vrei să te depărtezi nici măcar un pic de peștera ta? Atunci Capiton a răspuns: nu vreau să fiu ispitit de vreun om, pentru că știu că diavolul, cel care mi-a declarat război încă de când am ajuns aici, nu mă va lăsa în pace. Despre cel ce s-a lăsat batjocorit de diavol. L-am văzut pe acest pusnic atunci când am vizitat pe cuvioșii Diocli și Capiton, având peștera unde se nevoia la o distanță foarte mică de locul unde am stat eu. Însă, având el patima slavei deșarte, nu mai gândea limpede și se lăsa influențat de visele pe care le avea, cu toate că se nevoia, postea și se lupta cu poftele trupești. Însă, din cauza mândriei, toate acestea erau în zadar, crezând el că este mai bun decât toți ceilalți. Despre Ava Iulian. Cuviosul Iulian a ales o viață plină de osteneli. Se spune că s-a nevoit atât de mult încât ajunsese piele și os, arătând ca o umbră. Pentru nevoințele lui, la sfârșitul vieții a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul de a vindeca prin rugăciune orice fel de boală.